Polițiștii din Alba au efectuat zeci de percheziții în această dimineață la sediile unor societăți comerciale din mai multe județe, printre care și satul mare. Oamenii lege au vizat destructurarea unei grupări presupuse că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 760.000 de lei prin evaziune fiscală în domeniul comercializării de material lemnos. Perchezițiile au fost efectuate la domiciliile și sediile unor societăți comerciale, aparținând mai multor persoane de pe raza județelor Alba, Namț, Suceava, Maramureș și satul mare. Au fost puse în executare 15 mandate de aducere pe numele persoanelor bănuite de informații acesta fiind conduse la sediul IPJ Alba. Anchetatorii au suspiciuni că în perioada 2012-2014 reprezentanții unei societăți comerciale din Alba ar fi exploatat și achiziționat masa lemnoasă fără forme legale pentru care ar fi folosit documente fictive eliberate de firme de tip fantomă. Ulterior, Marfa ar fi fost comercializată mai multor mari procesatori.